Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi ne jucăm niște Contra Operation Gulaga, ce a fost lansat recent. Și după cum bine știți, Contra este o serie destul de veche pe care probabil unii cam de vârstă cu mine sau chiar și mai mult de atâta au reușit să o încerce pe vremea când jocurile de PC erau super mega simpliste. Dar Contra era destul de special pentru că era un joc foarte greu ce necesita ceva îndemânare, mai ales pe vremea respectivă, și din câte am înțeles, oricum, de-a lungul anilor când s-au mai scos ediții noi de Contra, mereu au rămas niște jocuri destul de challenging. Evident, mi se pare că a apărut să parcă o versiune de Contra cu câțiva ani și am încercat-o și noi pe canal, care se cam rupsese complet de tot ce însemna seria în sine, dar văd că această nouă versiune și care ar trebui să fie foarte asemănătoare cu jocurile clasice. Așa că o să dăm și noi un story mode, dăm un next, dăm acolo să fie ok, lăsăm totul pe default, ne alegem caracterul, alegem pe Lance, că mi se pare că arată mai nice, și să vedem noi cum stă treaba. Și ce vă rog eu, oameni buni, ca de obicei, micuți, like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Galuga Arhipelago, deci eu am zis Gulaga, ia zi, și jocul se numește Operation Galuga. A citit și Bobiță, am văzut eu Gulaga acolo, chestia alea și am zis gata, e clar. Ia uite, mă, cubul magic, ce stau? Nu știam că e pe Contra, e cu nebunii de astea. Eu am să recunosc, iată, chat, o să parcă facem live. Eu am să recunosc, nu sunt foarte familiar cu Contra, nu m-am jucat cu Contra când eram mic. Chiar deloc nu m-am jucat. Decât poate inconștient m-am jucat de câteva ori fără să-mi dau seama. Mamă, dar a plecat mare asaltul, ce se întâmplă? Rip Galuga. Șase luni mai târziu. Ce, mă, n-avem subtitrări? Ce e, mă, zăpăceala asta? Let's review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon am crezut că e Red Faction. We've confirmed reports they've set up shop on the main island. Falcon au atacat întreaga lume. The Federation immediately dispatched the GX army. They seem to be making headway until 3 days ago when we lost contact. Oh, yeah, pierdut pe aia pe GX army. Gen 10 is the strongest unit in the Federation army. No Brimstone? Fringe upstarts took him out. Opa, Brimstone. Still unconfirmed. We should assume the worst. Apparently the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. Dr. Drake, iauzi. Vezi, Drake mai ușor cu furtunul ăla. Interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Mm. Something on Earth emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates aligned squarely on the Galuga archipelago. Galuga asta. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons. The Federation banned them decades ago. Okay, nu știu cine e vocea asta. That's right, Lance. We can't risk destructive power of that mag. My weapons division at Henriksen Industries confirms those readings are consistent with the- Even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts, climate disturbances, or worst case, a potential black hole. Mama, go negative. Lance, given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra unit. Oh, Contra unit. Your primary objective is to engage Red Falcon ground forces, confirm the source of those gravity waves, and disarm it. Gata, if at all possible, locate the GX army and report back with their current status. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. Mm. A remote hideout, missing super soldiers, and a doomsday weapon. Pare cunoscută rău vocea lui ăsta. Hell of a Friday. Dacă știam că Bill are vocea lui Brimstone, poate o dădeam. Time to introduce ourselves. Hell yeah, brother. Take a moment to practice movement, jumping, and shooting. Ok, classic, classic Contra. Doyle tells me all Contras can jump a second time in mid-air or dash horizontally. Bro, cum trag? Da, bine că am 3 vieți și nu știu să trag. În jocul nu m-am învățat. Am murit. Aici ca și Bobby. You can aim with more precision by holding down aim lock. A, R2.
A, te oprești și țintești, am înțeles. A luat un super, nu știu ce fac. A, upgradează arma. Mamă, ce nostalgie mă lovește când mă jucam genul ăsta de jocuri. Yeah, yeah. Ce tare. We've accessed the weapon delivery network and will be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapons. Ah. Weapon cargo, unde e? Ah, și ăla sunt niște upgrade-uri. Uleu. One moment. Bro, mi-a tras în... Nu văd de cauza texturile alea deasupra. S-ar textul de râs. Cum schimbi arma? A, așa. Mamă, ne-am poziționat perfect acolo. Oh! E practică? Oh, uite-o și pe Bill. Mamă, dar chiar că ce... Ce vibe nostalgic are. Oh, se trage cu rachete. Our chopper's taken enemy fire. It's going down. That's strike one. It's all three by my count. Unde sunt băieții? Avem și dash-uri. You hold a primary and secondary weapon. Swap between them. Dar prea are range. Aoleu. Nu pot să cred. Doamne. Uleu. Doamne, dar uit mereu că pot să mă opresc cu R2. Ok, dă-mi-o de asta. Aaa, asta e flame wafer-ul. Nu, m-am dus în... M-am dus și am murit. Bă, dar e greu. Adică a rămas contra un joc greu, nu glumă. Nu iartă deloc. Legit, nu iartă deloc jocul ăsta. Ah, păi și ce? Ah, că v-am zic, dar nu mai vin și inamici. Gata, hai că acum suntem goguci. Ce aveți, nu? Un hit nu-mi iau până unde am ajuns. Dumnezeu, să-mi iau toate hiturile posibile. Da, e o leacă de derby să înțelegi ce și cum și care. Da, e ciudat pentru că, bă, că poți să dai dash-uri și de pe cerc și de pe pătrat. Aba nu, nu poți. Și de pe triunghi, aparent, cred că vreau să zic. Bine, îl joc pe consola acum, în caz de vă întrebați de ce nu încerc pe mouse tastatură, să văd dacă e mai simplu. Ce v-am spune că ar putea să fie mai simplu, cred că, cu mouse tastatură. Nu vreau ăla, cred, la focul. Ui, ui, ui. Asta cu full auto îmi place mai tare. Oh, full auto 2. Ce aveți, mă, derby. Nu mă interesează asta. Dar mai practic cu full auto ăsta așa. Dacă dai așa cu piși pauze, e perfect. Hai mă nebunule că vreau să văd asta ce e. Asta e laser. Ok, mișto și ăsta. Nu știu dacă e extra damage sau ceva nebunie. Mamă.
Deci căutăm L-uri și M-uri de acum. Trebuie să-ți faci un pic așa mindset-ul pentru Contra, că după aia te descurci, n-ai treabă. Legit, trebuie să-ți faci doar mindset-ul. Tot pe ăla meu cum stă să cocoață pe acolo. Bine, asta ar fi distractiv și mai mulți. A, nu cred că mă atinge, că e ăsta la... Da, ăsta e cu două idei mai... mai sus de mine. Uai, leu. Nu. Mama. Try the overload function now. I'll send a replacement weapon immediately. Oh, el doi. Nu vreau să folosesc chestia asta. A, dar te obligă. M-a lăsat pe mine fără obiectul muncii, bă. Asta ce face? Mama, pleca rachetele. Și sunt și cu homing, bă. Ah, stai de-a meu. It's been a while, Lance. Enjoying the island so far? Well, well. If it's not the GX Army's mascot. Hey, Stanley. If the EMC was gonna stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Your lucky day then. They sent two. I suppose so. At any rate, stay alert. These guys aren't messing around. You alone? Where are the special forces? I lost contact while running advanced recon. Probably signal jammers or something. I'm not worried. Put that in your O, du, rachete upgradate. Just in case things get too hot for you, Connor. I heard Stanley's update. Let him worry about the GX army. You two focus on finding the enemy base. Mamă, ne-am dus. Understood. Oi, oi, oi. O, dar ce tot s-aruncă ea, mă, acolo? Vreau asta. Ok, mai sus de 2 nu există. Atâta voiam să știu dacă există mai mult de 2. Reach the enemy base. Overloading the machine gun creates a barrier that prevents you from receiving damage. Wow, ce? Am murit de abinile. Hai că nimeresc eu ceva dacă e.
Da, nice try. Bă, destul de fain jocul, dar da, a rămas un joc care se păstrează conform numelui greu. Dar e fain. Mi-a plăcut și sincer, mi-ar plăcea să-l joc mai mult dacă e. Dar oricum, cam asta ar tot pe acest video. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!